Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Stas Cernavca și vă invit la sport. Ecolux Chișinău își menține seria de invincibilitate în seria națională la minifotbal după ce s-a impus la limită în etapa 11-a cu Râbnița. Mult progres Durlești se menține la un punct distanță după un succes în deplasare cu Tiraspolinii de la Interdnestr.com. Ecolux și MMZ Râbnița au oferit un adevărat spectacol, iar Cebotari a deblocat tabela minutul 17. Avantajul gazdelor nu s-a menținut prea mult timp pentru că atacantul Naționalei Moldovei de futsal, Cristian Obadă, a restabilit egalitatea. Formația din capitală a trecut din nou în avantaj grație reușitei lui Mola, iar atacantul Sergiu Istrati a dublat avantajul liderului din seria națională. Formația din Râbnița a mai redus din diferență până la final printr-un gol marcat de un alt tricolor al Naționalei de futsal, Constantin Burdujel. În pofida ocazilor periculoase, tabela nu a mai suferit modificări, astfel că Ecolux Chișinău obține a 7-a victorie a sezonului și are asigurată calificarea în play-off-ul competiției. Cred că a fost un meci spectaculos, multe ocazii, aș spune eu cu mai puține goluri, dar din cum ați văzut și voi, goluri frumoase. Lucrate. O altă echipă care și-a asigurat calificarea în play-off este a doua clasată Mold Progres Durlești, care a dispus în deplasare de Interdnestr.com Tiraspol cu 3-1. Eroul învingătorilor a fost Veceslav Lisa, care și-a trecut în cont o dublă în doar 17 minute. Dan Mârzac a înscris pentru 3-0, iar gazdele au putut doar să mai reducă din handicap prin Ivanov. Echipa din Durlești este la un singur punct distanță de lider, iar capul de afiș al etapei următoare va fi duelul dintre Ecolux și Interdnestr.com Tiraspol.